Asociația Părinți pentru Ora de Religie, organizația Sector 3 din București, a susținut sâmbătă aceasta în județul Prahova spectacolul eveniment intitulat Stihuri și cântări. Magda Catone, Ana Calciu și Tomi Cristin, cunoscuți actori de la Teatrul Național din București alături de corul Buna Vestire de la Biserica Dobroteasa din București, au prezentat un program de poezii și cântece religioase pentru copiii de la Valea Plopului și Valea Screzii. Evenimentul s-a realizat cu sprijinul substanțial al parohiei Buna Vestire Dobroteasa din capitală și al taberei de copii din satul Valea Screzii, gazda evenimentului. Pâinea în cuptor semăna cu aram. Bunica și mama, scoțând-o sfiernic cu semnele crucii, purtau parcă moaște sfințite și lucii, că pâinea, dând abur cu dulce miros, părea că e barba lui Domnul Hristos. Ar trebui să punem, eu, așa mă gândesc la mine, că ar trebui să pun mai mult preț pe timpul petrecut împreună cu copiii mei, pe relația cu copiii mei, pentru că îi văd pe acești copii atât de curați, atât de calzi, de prietenoși, de deschiși și mă gândesc că lucrarea părintelui îi face să fie așa și dorința lor de dragoste îi face să fie așa și această dragoste le este oferită de un singur om, adică de mai mulți care participă la această lucrare, dar a fost inițiată de o persoană. Sunt aici pentru că am vrut să mărturisim alături de colegi de-ai mei, actori ai Teatrului Național, alături de copii din parohia noastră, ce înseamnă să fii ortodox. E o bucurie cu atât mai mare cu cât aici mă întorc la Părintele Tănase și mă bucur și îmi crește inima să văd că fac parte din comunitatea asta. Am venit aici în mijlocul acestor copii de toate vârstele și am încercat, pentru că erau copii poate care nu înțelegeau toate cuvintele sau tot mesajul care se transmitea, dar emoția se transmite la orice vârstă. Și am avut bucuria nespusă să văd că toți copiii de toate vârstele puteau asculta texte atât de puternice al unor autori creștini, atât de puternici în mesaj. Poeziilor li s-au adăugat și cântări bizantine interpretate de copiii membrii ai grupului Buna Vestire de la parohia Dobroteasa. De asemenea, auditoriul s-a putut bucura și de câteva piese din repertoriul internațional, interpretate la diferite instrumente muzicale. La spectacolul eveniment Stihuri și cântări au fost prezenți nu doar cei din Valea Screzii, aflați în purtarea de grijă a părintelui Nicolae Tănase, dar și o bună parte din tinerii enoriași ai parohiilor învecinate și, nu în ultimul rând, ai parohiei Dobroteasa. Copiii noștri cred că au învățat că și la oraș există credință și la oraș există manifestare patriotică, cum a fost parte din poeziile de astăzi. Și la oraș se cântă, și la oraș există trăire și, de ce nu, mai intensă acestei stări în care ne aflăm la vremea copilăriei, la vremea adolescenței. În primul rând este ceva fantastic să vezi o comunitate de mărimea acesteia și care au grijă unii de alții. Lucrurile pe care le ai tu nu le apreciezi atât de mult, le ai tot timpul, dar când vezi bucuria altuia față de niște lucruri care ție ți se par deja banale, atunci îți dai seama și poate le prețuiești mai mult pe cele pe care le ai. Ne-a emoționat până la lacrimi. Un spectacol în care ne-am întâlnit cu Mihai Eminescu, un spectacol în care ne-am întâlnit cu foarte multă poezie creștină și un spectacol care s-a încheiat fulminant cu Sfântul Voievod Constantin Brâncovean. Pot spune că sunt cu adevărat emoționat astăzi pentru că sunt alături de niște oameni minunați, efectiv și în acest loc extraordinar. Inspiră bunătate, deci inspiră puritate și bunătate și îmi este foarte, foarte drag să fiu alături de ei. S-a arătat dragoste și se simte o atmosferă de dragoste. De copii, cred că sunt bucuroase că sunt aici și cu siguranță unde este ceva spre bine, cred că și alții se simte. Prin spectacolul eveniment Stihuri și cântări se dorește promovarea și susținerea în școli a disciplinei religie.
Și invităm pe toți cei care au ceva de spus, pe toți copiii care vor să participe la astfel de activități, să vină alături de noi, să-i promovăm și pe părinți îi așteptăm alături de noi în organizația Sector 3 Asociației Părinți pentru Ora de Religie și împreună să facem astfel de lucru pentru copii. Încă o dată mulțumim părinților, Gheorghe Sima și Nicolae Tănase. Spectacolul eveniment Stihuri și Cântări desfășurat sâmbătă aceasta la Valea Screzii s-a aflat la a patra ediție.